Cel mai frumos psalm ai Sfintelor Scripturi, psalmul 121, ne încurajează spunând: ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? În seara aceasta, prin lecția aceasta valoroasă de viață, Dumnezeu nu vrea doar să te încurajeze să-L cauți pe El, să cauți răspuns la Dumnezeu, ci Dumnezeu vrea să-ți îndrepte inima, gândul și viața către Dumnezeu, pentru că El este singurul capabil în universul acesta să-ți ofere răspuns la problemele tale, la necazul tău, la situația ta dificilă, la această trudă de o noapte întreagă, de o viață întreagă, de 30 de ani. Și după o trudă de om, după o viață de om, te uiți și vezi că n-ai acumulat nimic. Ai acumulat datorii, ai acumulat probleme de sănătate, ai acumulat dureri de spate, ai acumulat lucruri de genul acesta. Și ești poate întristat peste măsură. Prin lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ni le ofere, El vrea să ne și învețe. Să ne învețe să depindem de El în orice circumstanță. Vedeți? Uneori ne credem stăpâni pe propria noastră viață. Până la acel bilet pe care l-am primit de la medic, care conține un diagnostic. Până în momentul acela ne credem stăpâni pe noi și vine diagnosticul acela cumplit și ajungem în fața medicului, medicul ridică neputincios din umeri și ne spune simplu: cancer. Poate nu nouă, ci familiei. Și în momentul acela, universul nostru, viața noastră se dărâmă și nu mai știm încotro să ajungem. Vrea Dumnezeu prin lecții de genul acesta, prin situații de genul acesta, să ne învețe că noi trebuie să depindem de El în orice circunstanță. Am un prieten la Reșița care a experimentat un lucru interesant, în același timp extrem de amuzant, dar revelator. Prin modul în care Dumnezeu i-a vorbit. Pe vremuri, trebuia să ajungă în Moldova. N-a luat o ruta directă, Timișoara și apoi Suceava. S-a gândit el să facă un popaz la capitală, în București. Însă, între trenuri, era o perioadă de aproximativ 8 ore în care el trebuia să stea în gara de nord. Și-a luat geamantanul, un geamantan și-a pus vegeta, pentru că în zona noastră de la Sârb se putea lua vegeta, a pus cafea pentru rudele din Moldova. S-a gândit el cum să-și petreacă 8 ore în gara de nord. Este o întâmplare reală, pot să vă aduc omul care a trecut prin o astfel de situație. Și s-a gândit el: mă duc la biserică. Orice om care îl iubește pe Domnul, era o zi de duminică, îl caută pe Dumnezeu la biserică, dar se gândea el: ce să fac cu bagajul? Mă incomodează această valiză grozavă. Ce să fac cu ea? S-a gândit puțin și a găsit o soluție interesantă. A spus: Doamne, te rog să-mi păzești bagajul. Și l-a lăsat într-un ungher acolo în care de nord, s-a dus la Biserica Sebastian din București, s-a rugat acolo, s-a bucurat cu frații și culmea, când a venit, bagajul era acolo. Îl păzise Dumnezeu. O bucurie nespusă în inima lui și în mintea lui. S-a gândit: extraordinar, am un Dumnezeu care mă ascultă și în problemele acestea mici. Știți ce a făcut însă? După ce a găsit bagajul și l-a pus așa între picioare, s-a lipit de valiză și a spus lui Dumnezeu: Doamne, lasă că de acum încolo am eu grijă de el. Ce credeți că s-a întâmplat în următoarele minute? Când s-a uitat, bagajul dispăruse. Vedeți? În orice moment al vieții noi trebuie să învățăm că depindem de Dumnezeu. Știți că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, eu n-aș fi putut respira? Știți că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, inima mea ar fi încetat să bată? Știți că dacă n-ar fi fost Dumnezeu și dragostea Lui, n-am fi putut să fim într-un loc ca acesta? Sunt atâtea accidente teribile care se întâmplă pe drumurile României. Sunt atâția oameni care mor subit. Până la ora aceasta, aproximativ 160.000 de oameni au murit deja de pe planeta Pământ. Tu ești încă în viață. Eu sunt încă în viață. De ce? Dumnezeu vrea să mă încurajeze, Dumnezeu vrea să mă învețe și Dumnezeu vrea să-mi îndrepte gândul, inima, privirea de pe pământul acesta și să-mi o lege de cer.
Pentru că noi, oamenii, avem în inima noastră golul acesta imens după Dumnezeu. Și spunea cineva și avea dreptate, golul acesta are forma lui Dumnezeu. Și inima ta și inima mea, în seara aceasta, aș vrea să-L primească pe Iisus Hristos în viață. Haideți să vedem ce a făcut Petru ca să scape de faliment. Ce a făcut Petru ca să capete binecuvântarea lui Dumnezeu sau fericirea. Sunt în locul acesta oameni, la fel ca și mine, care cred că s-au saturat de falimente. Faliment după faliment, faliment după faliment. Sunt oameni, la fel ca și mine, care sunt într-o continuă fugă. Fugim după fericire. Când credem că am prins-o, când credem că am prins-o, în sfârșit am prins lozul cel mare. Această fericire se scurge ca un pumn de nisip printre degetele noastre. Și din nou, din nou în căutarea fericirii. Și din nou încercând să ne încurajăm singuri și să mergem înainte. Ce să facem atunci când frumusețea relațiilor s-a rupt? O viață întreagă ai fost prieten cu cineva. Și la un moment dat a apărut un conflict, a apărut o criză, a apărut un necaz. Și prietenia și frumusețea relației pe care a avut-o s-a rupt. Câți dintre dumneavoastră n-ați trăit o astfel de dezamăgire? Câți dintre dumneavoastră n-ați auzit cuvântul te iubesc, rostit cu atâta pasiune de către partenerul de viață? Și iubirea aceasta să țină puțin. Și apoi iubirea față de tine să fie îndreptată spre o altă persoană, spre a treia persoană, spre a patra persoană. Noi suntem aceștia. Asta este viața. Asta este viața, un cumul de încercări, de probleme. Dar ceea ce este frumos, ceea ce este extraordinar, este că Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră. Dumnezeu este gata să-ți întindă o mână. Vedeți? După ce a predicat Domnul Iisus Hristos mulțimii de oameni, nu știu câți au fost acolo și nici nu putem să fim capabili să îi numărăm pe oamenii care erau în preajma Domnului Iisus Hristos. Însă într-o situație asemănătoare au fost 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Dacă privim spre dumneavoastră în seara aceasta, întotdeauna femeile sunt mai multe decât bărbații, la toate întâlnirile noastre. Și cred că au fost acolo o mulțime de oameni. La fel, pe malul acel al lacului, o mulțime de oameni care așteptau ceva din partea lui Dumnezeu. Și s-a ridicat Domnul și a încurajat. S-a ridicat Domnul și a încercat să le îndrepte privirea către Dumnezeu. S-a ridicat Dumnezeu și a încercat să-i învețe pe oamenii aceia să caute fața lui Dumnezeu. Însă, dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos privește către unul care era în faliment, unul care se trudise o noapte întreagă și n-a prins nici măcar o bucată de pește să facă o saramură. Unul care era priceput, un pescar profesionist, unul care avea o afacere, unul care avea un asociat, erau două corăbii. Și după ce Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de mulțime, în mulțimea aceea Dumnezeu a văzut un om care trăia o dramă teribilă. Și a vrut Dumnezeu să-l ajute. Și a vrut Dumnezeu să-l mângâie. Și a vrut Dumnezeu să-i întindă mâna. A privit atunci Domnul către Petru și l-a rugat să-l lase să intre în corabia lui. Vedeți? Cititorii Scripturii, cei care iubesc cartea aceasta formidabilă, extraordinară, nemaipomenită, unică, veți găsi în textul acesta, pentru prima dată, când Dumnezeu, Hristos întrupat, se roagă de o persoană, se roagă de un om. Hristos se roagă de Petru și spune, Petre, mă lași în corabia ta? Gândiți-vă un om care o noapte întreagă s-a trudit. O noapte întreagă a făcut efortul nemaipomenit să prindă ceva. Și după ce a trecut o noapte întreagă, se pomenește cu cel mai celebru predicator, care predica extraordinar, predica deosebit și avea un mesaj câteodată lung, se trezește lângă el. Numai de asta nu-i mai trebuia lui Petru atunci. Să mai afle un mesaj și să mai
piardă probabil câteva ore. Însă șansa lui Petru este și șansa vieții tale și șansa vieții mele. Știți ce trebuie să faceți, dragii mei, ca să se termine noaptea de trudă? Știți ce trebuie să faceți ca falimentul din viața dumneavoastră să fie doar istorie și să plecați din locul acesta alături de mine, binecuvântați și întăriți de Dumnezeu? Simplu, să-L accepți pe Iisus în corabia vieții tale. Acesta a fost primul pas și cel mai important. Putea să spună Petru: Doamne, dar din mulțimea aceasta de corăbii, doar corabia mea? Din mulțimea aceasta de oameni, Doamne, mă vezi obosit, mă vezi că mi sunt cârpiți ochii de somn, mă vezi, Doamne, că nu mai pot să mă ridic, mă vezi, Doamne, că sunt gata de a leșina. Doamne, acum te-ai trezit să intri în corabia mea? Eu, Doamne, știu că Tu predici lung. Doamne, eu vreau să ajung acasă, eu vreau să pun capul pe pernă, eu vreau să dorm pentru că m-am ostenit o noapte întreagă. Nu mai vreau. Dar șansa lui Petru a fost că a fost suficient de înțelept să lase pe Iisus în corabia vieții lui. Vreau să vă spun ceva. Chiar dacă oamenii dau 2 bani pe noi, chiar dacă oamenii ne consideră cei mai dintre cei mai, atunci când ne văd ne ocolesc, atunci când trecem pe lângă ei șoșotesc spunând: ăsta e alu Bețiva, ăsta e alu Cutare, și pun oamenii tot felul de etichete peste noi. Când Dumnezeu este cu tine, când Dumnezeu este în viața ta, tu care e zero, El care este unicul, desăvârșit, când Dumnezeu vine în viața ta, tu care ești nul, tu care ești zero, eu care sunt zero, nu dă nimeni 2 bani pe mine, eu cu Dumnezeu formez majoritatea și devin un om de nota 10. Chiar dacă nimeni nu dă 2 bani pe mine, Dumnezeu mă iubește și Dumnezeu vede dincolo de aparențe și vede nevoia sufletului meu. Ce să fac ca să se termine necazul? Ce să fac ca să se termine căutările? Ce să fac ca să capăt binecuvântarea lui Dumnezeu? Acceptă-L pe Iisus în corabie. Când Iisus este cu tine, nu contează mulțimea încercărilor. Nu contează nici măcar diagnosticul pus de doctor. Nu contează nici măcar că uneori, în corabia aceea unde este Iisus, dintr-o dată, din senin, se ivește un vânt puternic. Nu contează că în viața ta apar momente ca și ale celor 3 oameni din Vechiul Testament, 3 tineri din Vechiul Testament care, datorită verticalității lor, au fost aruncați în cuptor. Știți cine era cu ei în cuptor? Unul despre care spune Sfânta Scriptură că avea fața unui fiu de Dumnezeu. În mijlocul încercărilor tale, singurul care te poate ajuta este Dumnezeu. În mijlocul problemelor tale, singurul care poate să-ți dea răspuns valabil, viabil, valoros, este Dumnezeu. Singurul care ne poate ajuta în lumea aceasta este Dumnezeu. Și Dumnezeu este gata să vină în corabia vieții tale. Te roagă chiar. Atât de gentleman este Dumnezeu. Ar putea Dumnezeu, gândiți-vă, dragi iubitori ai Scripturii, la scena din Apocalipsa. Iată, eu stau la ușă și bat. Unde este Dumnezeu? Dincolo de ușă. Ce face Dumnezeu? Bate. Ar putea Dumnezeu, doar cu un gest, să distrugă universul acesta. Dar El, în dragostea sa, așteaptă ca tu să-i deschizi inima, să intre El în inima ta. Ce să faci în seara aceasta? Să-L accepți pe Iisus în corabie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cu Dumnezeu, întotdeauna suntem mai mult decât biruitori. Spunea omului Dumnezeu în Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Acestui om Dumnezeu îi dăruiește protecție. Acestui om Dumnezeu îi dăruiește pace. Acestui om Dumnezeu îi dăruiește pasiune pentru lucrare. Acestui om Dumnezeu îi dăruiește protecție pe drum. Și spune Sfânta Scriptură că nu ne temem nici de săgeata care zboară ziua, nici de molima care bântuie în după miaza. Nu ne temem de nimic. De ce? Dumnezeu este cu noi. Este Dumnezeu în viața ta? Este Dumnezeu în viața ta?
Pe vremuri, un birjar a fost oprit de un domn care era grăbit să ajungă la gară. Și domnul, urcând în birja aceea, i-a spus celui care conducea acel atelaj: du-mă la gară. Văzându-l străin, omul acela s-a gândit ce-ar fi să profit puțin și în loc să-l duc pe aici, cum fac taximetriști în București, să-l duc pe aici. Și în loc să primesc 2, m-ar bucura să primesc 10. În loc să primesc puțin, mi-ar place să primesc mult. Și în drumul lui spre gară, nu s-a mai uitat înapoi să vadă ce face domnul care vrea să ajungă la gară. Dar se întâlnea des cu colegi de breaslă și îl întrebau: ce faci cu domnul la gară? Însă domnul nostru, grăbit, dându-și seama că a dat peste un excroc, știți ce a făcut? Fără să-l anunțe, a coborât din caleașcă. Și omul nostru trăia cu impresia că domnul este în caleașcă și aștepta să se termine călătoria, să primească bacșișul, să primească banii, dar domnul plecase. De foarte multe ori avem impresia aceasta, că l-avem pe Dumnezeu cu noi, dar este doar o impresie. Dacă mă nasc în ambulanță, în niciun caz nu devin șofer. Dacă mă nasc în avion, în niciun caz nu devin pilot. Dacă mă nasc într-o anumită familie de ingineri, nu trebuie neapărat să devin și eu inginer. Noi, eu și dumneavoastră, avem șansa în seara aceasta să ne găsim identitatea și răspunsul la întrebare: a cui sunt? Dacă Iisus este în corabie, eu sunt al lui Iisus. Doamne, dă-ne binecuvântarea aceasta. Ce să fac ca să primesc răspuns la problemele vieții? Ce să fac ca noaptea aceasta a trudei mele să se sfârșească? Primul răspuns posibil este acesta: să fie Iisus cu tine în corabie, să-L accepți pe Iisus cu tine în corabie. Dar trecem mai departe. Domnul Iisus Hristos, după ce se ocupă de toți, alege să se ocupe de Petru. Privește către Petru și Petru se plânge. Ce fac românii? Întotdeauna se lamentează. Niciodată nu o să spunem: o ducem bine. Niciodată, cât de mare ar fi salariul minim pe economie, întotdeauna se găsește loc de mai bine. Întotdeauna dăm vina pe alții, nu suntem noi vinovați. Și Petru, în momentul în care îl acceptă pe Iisus Hristos în corabie, trece o perioadă și Hristos se apropie de el și îl întreabă: Petru, ce-i cu fața asta pus omorâtă? Ce s-a întâmplat cu tine, omule? Ți s-o necat corăbile? Vorba românului. Ce fața asta necăjită? Și Petru îi spune: Doamne, noaptea asta n-am făcut decât exerciții fizice. Am luat năvodul, l-am aruncat. L-am strâns, l-am aruncat și n-am prins nici măcar umbră de pește. Nimic, Doamne! Eu profesionistul, eu care știu toate locurile astea bune, eu care știu, Doamne, cum să momez locul, eu care am prins tone de pește până acum, o noapte întreagă și n-am prins nimic. Și atunci Domnul îi spune: vrei să-ți rezolvi problema? Dintr-o dată, Petru se oprește și spune: ar fi interesant. Și Hristos se apropie de el și spune: Petre, depărtează puțin, nu prea mult, depărtează puțin corabia și aruncă mreaja. Păi, Doamne, soluția asta am încercat-o noapte întreagă. Știi ce? S-a dovedit a fi falimentară. S-a dovedit a fi nepotrivită. Am, Doamne, cum se cheamă, probleme musculare. Nu mai pot să-mi ridic mâna. Doamne, de atâta exercițiu, de atât aruncat mreaja, să știi că mă doare degetele, mă dor mâinile. Îmi cer același lucru pe care eu l-am făcut. Dar Petru, nu uitați, era un evreu. Ce vrei, cântăresc bine lucrurile. Și știți ce a spus Petru? Doamne, dar la cuvântul tău, știți ce o să fac? O să arunc mreaja. Și nu eu sunt de vină. Dacă cumva nu o să se prindă pește, Doamne, să știi că Tu ești de vină. Dacă cumva o să fiu din nou falimentar, să știi, Doamne, că
tu ești de vină. Dacă cumva și de data aceasta în plasa mea, năvodul meu nu va fi picior sau unghie de pește, să știi că tu ești de vină. Știi ce a făcut Petru ca să scape de faliment? A ascultat, l-a acceptat pe Iisus Hristos în corabia vieții și apoi a ascultat ce i-a cerut Dumnezeu. Vedeți? Niciodată Dumnezeu nu o să-și ceară lucruri pe care tu să nu le poți face. Niciodată Dumnezeu nu o să-și ceară lucruri imposibile. Eu am un băiat de 15 ani. Niciodată nu o să iau un sac de 150 de kilograme și o să-i pun pe spatele lui, pentru că știu că se va prăbuși. Niciodată Dumnezeu nu ne dă mai mult decât noi putem duce. Întotdeauna Dumnezeu vine cu soluții care ni se potrivesc. Întotdeauna Dumnezeu vine cu soluții care se potrivesc nevoilor noastre. Ce trebuie să fac ca să se sfârșească necazul? Ascultă de Dumnezeu. Ce îți cere Dumnezeu? Ce ne cere Dumnezeu într-o vreme ca aceasta? Să împlinim Scriptura. Scriptura să fie etalonul vieții noastre. Scriptura să fie unica. Scriptura să fie modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Întotdeauna ascultăm de alții și uităm să ascultăm de Dumnezeu. Mă îmbrac, după cum spune unul, botezatul. Conduc mașina, după cum spune una, ciuculeasca. Mănânc, după cum îmi spune șeful nu știu care. Și întotdeauna ascult de alții și vine necazul. Ascult de alții și vine necazul. De 3 luni de zile încerc să slăbesc. Și culmea, în fiecare zi tot mai mult mă îngraș. Și nu știu de ce. Și nu știu de ce. Am eliminat și grăsimile, am eliminat și pâinea, l-am ascultat și pe cutare, și pe cutare. Probabil că ăsta este corpul. Așa trebuie să fiu. Problema cea mai mare a noastră este că nu mai ascultăm de Dumnezeu. Nu mai ascultăm de Dumnezeu. Știți ce ne cere Dumnezeu? Oameni buni, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Știți ce ne spune Dumnezeu? Oameni buni, ce-ar fi să vă opriți puțin, să vă uitați în spate și să vedeți falimentele din viața voastră? Să vedeți nenorocirea din viața voastră, să vedeți modul în care până acum v-ați raportat la oameni și tot ați greșit și tot sunteți dezamăgiți și tot viața este o continuă luptă și tot sunteți îndurerați și nu știți de ce. Soluția este simplă. Ascultă de Dumnezeu. La un moment dat, Marele Moise a venit înaintea poporului și a spus: oameni buni, alegeți astăzi binecuvântarea sau blestemul, viața sau moartea, întunericul sau lumina. Alegeți! Nu ne-a făcut Dumnezeu ca niște roboți, ci ne-a dat liberul arbitru. Însă atunci când alegi, ești responsabil de alegerea pe care ai făcut-o. În seara aceasta, eu, și poate și dumneata, vreau să aleg să ascult de Dumnezeu. Sunteți de acord cu asta? Puteți ridica o mână sus dacă vreți să ascultați de Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la aceasta. Suntem gata să ascultăm de Dumnezeu. Însă, știți, nu se oprește aici. Lecția aceasta valoroasă pe care Dumnezeu ne-o pune înainte ca să ne încurajeze, ca să ne învețe, ca să ne îndrepte privirea către Dumnezeu, falimentul acesta iminent prin care omul lui Dumnezeu a trecut, a putut fi transformat într-o mare biruință, pentru că Petru l-a acceptat pe Iisus în corabie, a ascultat de Iisus și a mai făcut ceva. Îmi place tare mult ultimul verset al acestui pasaj care spune: după ce a experimentat minunea, după ce a văzut mulțimea de pești care a prins-o, omul acesta a ales să se închine înaintea lui Dumnezeu, să spună: Doamne, pleacă de la mine că sunt prea păcătos. Și versetul 11 spune așa: ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Aici este lupta pe care o avem de dus cu noi înșine. Uneori ne prindem de trestii care sunt frânte și care ne înțepă. Uneori ne bazăm pe oameni care ne întorc spatele și ne dezamăgesc. Uneori ne punem nădejdea în cineva și acel cineva
a uitat de noi imediat după ce a aflat o informație. Ne punem nădejdea în cei mari, dar cei mari au problemele lor, necazurile lor. Și uneori suntem atât de disperați să ne agățăm de ultima șansă. Și dacă aflăm că baba cu tare are puteri miraculoase să vindece cancerul, suntem în stare să mergem până acolo. Dacă cineva ne spune să o luăm la toate mănăstirile ca să fim vindecați, suntem în stare să depunem eforturi fantastice ca să fim binecuvântați, ca să ajungem la starea aceea de fericire. Însă soluția, dragii mei, pe care Dumnezeu ne oferă nu este complicată. Ne-am complicat singur viața. Ne-am complicat singur sufletul. Și uneori în căutările noastre dăm faliment și eșuăm, tocmai pentru că nu l-acceptăm pe Iisus și nu ascultăm de Iisus. Ce trebuie să fac în seara aceasta și eu și tu? Ce trebuie să facem înainte de a încheia și de a pleca din locul acesta? Este să alegem ce au făcut acei oameni. Iacov, Ioan, Petru, Andrei. I-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după Iisus Hristos. Ce-și cere Dumnezeu? Abandonează-te în brațul lui Dumnezeu. Abandonează ceea ce până acum doar te-a rănit. Abandonează ceea ce până acum doar te-a păcălit, doar te-a mințit. Aruncă-te în brațul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este suficient de puternic ca să te prindă. Am în minte o scenă petrecută în Cezarea, biserica mamă, biserica unde am slujit mulți ani, alături de tata lui Bogdan, fratele Dan Hârtie. Undeva acolo, într-o sală, mama și copilul, era un calorifer din acela de fontă. Vă aduceți aminte? Mare, grozav, lat. Și unul din prietenii mei, Ionică, l-a luat pe fiul său, Dariu, și l-a pus pe caloriferul acela. Mi s-a părut interesantă imaginea și am stat acolo încercând să urmăresc, să văd ce se întâmplă. Ionică s-a dat doi pași înapoi și a privit copilul în ochi și a spus un lucru care m-a îngrozit atunci. Știți ce a spus? Aruncă-te! Când am auzit asta, îmi venea să mă duc să-l prind pe copil, dar n-am mai avut ce să fac, pentru că Darius, instantaneu, s-a aruncat. Știți care a fost frumusețea pe care n-o uit niciodată? Ionică și-a întins brațele și l-a prins pe Darius. Întotdeauna, când abandonezi totul, Dumnezeu te prinde în brațele sale. Unde ești la adăpost? Unde ești privilegiat și protejat? Încearcă oamenii să-și protejeze viața. Încearcă oamenii să-și pună în jurul lui bodyguards, oameni periculoși, puternici, ca să-i apere. Însă vreau să vă spun ceva. Singurul care te poate apăra este Dumnezeu. Ce-ar fi în seara aceasta? Să abandonezi totul și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Noi ca și creștini avem o cântare care spune: în urmă-i lumea, înainte-i Iisus. În urmă-i lumea, înainte-i Iisus. Cântarea aceasta a fost compusă de un om care s-a aflat într-o situație critică, care era gata să fie martirizat. S-au apropiat de ei oamenii răi și l-au prins și au încercat să ia viața, spunându-i: renunț la Hristos. El a spus: renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. I-au prins copiii, i-au ucis copiii, dar el a spus: de dragul lui Dumnezeu, sunt gata să abandonez totul și să-L urmez pe Iisus Hristos. Suntem aici oameni. Și avem și probleme, și avem și îndoieli, și avem luptele noastre și problemele noastre. Suntem poate la un pas de prăpastie, dacă mă apropii mai mult, o să pic. Suntem poate la un pas de moarte, între noi și moarte nu mai există decât un singur pas. Poate toate ușile noastre s-au închis, poate toate soluțiile noastre s-au epuizat.
În seara aceasta v-am spus despre un Dumnezeu puternic și desăvârșit, care are puterea să schimbe falimentul în fericire, necazul în biruință, înfrângerea în biruință. Iisus Hristos este numele Lui. Dacă îl accepți pe El în corabia vieții tale, vei fi mai mult decât binecuvântat. Dacă asculți ce spune Dumnezeu, vei fi un om privilegiat și fericit. Și dacă vei fi gata să abandonezi ceea ce te ține acum legat, să te arunci în brațele lui Dumnezeu, Dumnezeu te va primi și te va binecuvânta. Nu o să spun că nu mai ai, că nu o să mai ai parte de încercare. Nu o să spun că nu o să mai ai parte de probleme, nu o să spun că nu o să mai ai parte de furtună, nu o să spun că nu o să mai ai parte de criză, de cuptor, de ciurul lui Dumnezeu, dar îți spun un lucru, indiferent de mulțimea valurilor, indiferent de mulțimea problemelor, dacă Iisus este cu mine, sunt mai mult decât biruitor. Dacă Iisus este cu noi, suntem mai mult decât biruitori. În societatea aceasta în care postmodernismul a ajuns la floare, păgânismul începe să câștige teren, în această societate în care posesiunile materiale au cucerit inima noastră, în care se vorbește tot timpul despre pozitivism și psihologia aceasta pozitivă, în lumea aceasta, noi avem nevoie de Dumnezeu. Și în seara aceasta vă invit, dragii mei, să vă opriți și să vă întrebați, să vă opriți și să meditați. Să ne oprim și să privim la Dumnezeu. Recunosc că am nevoie de Dumnezeu. Nu pot fără El. Ce searbă de har este viața fără Dumnezeu. Mă prăbușesc din păcat în păcat. Sunt gata de multe ori de a pierde lupta cu viața. Dar ce îmi dă valoare și putere este Dumnezeu, care mi-a promis că va fi cu mine, că va fi lângă noi. În seara aceasta avem nevoie de Dumnezeu. Dacă mai este cineva care recunoaște că are nevoie de Dumnezeu, poate să ridice o mână sus. Eu am nevoie de Dumnezeu. De ce? Pentru că El mă ține în mâna sa. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Invit pe cei de la Misiunea Hristic să vină aici în față, să cântăm, să privim în noi înșine. Poate suntem aproape de faliment și de nenorocire, dar Dumnezeu îți spune, acceptă-mă în viața ta. Poate ești aproape de necaz și strâmtorare, poate nu mai ai nicio soluție la problema din viața ta. Dumnezeu îți spune, ascultă sfatul meu, ascultă sfatul meu. Ce poți în seara aceasta să faci alături de mine este să abandonezi totul, să lași totul și să mergi după Iisus. Dacă vei merge după Iisus, vei ajunge în locul acela despre care Biblia spune că este un loc extraordinar. Nu sunt lacrimi, nu sunt dureri, nu sunt suferințe, nu sunt oameni cu handicap, nu sunt oameni corupți, nu sunt oameni care să dea din coate, ci sunt oameni care îl iubesc pe Iisus. În locul acela trebuie să ajungem. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să lăsăm totul și să mergem în fiecare zi după El. A fost o onoare pentru mine să vă slujesc și să vă spun, dragii mei, că totul în lumea aceasta are răspuns în Dumnezeu. Iar tu, care ești valoros, ești așteptat de Dumnezeu în seara aceasta. Și ți-a dat Dumnezeu întâlnire aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Sângele mi spală orice păcat.
Ar fi foarte frumos ca după ce se încheie tot ce se întâmplă aici, să putem toți să mergem cu Iisus și după Iisus, așa cum se cânta. Și sper că cei mai mulți ne dorim lucrul acesta, mai ales dacă vrem să avem beneficiul acela al speranței creștine, viața veșnică. Viața veșnică se termină doar așa, doar pentru cei care merg cu Iisus și după Iisus. Petru l-a primit pe Iisus în barca lui, l-a primit în viața lui. Petru a ascultat de Iisus, dar înainte să meargă după Iisus, a făcut ceva. Ca să poată să meargă după Iisus, a trebuit să facă mai întâi ceva. Și se califică. Nu este o încercare de a spune ce n-a spus colegul meu. A spus, doar vreau să subliniez. Să mă calific să merg după el, trebuie să mă opresc mai întâi în fața lui, să mă uit la mine, să mă uit la el, să-mi dau seama că eu sunt păcătos, că sunt slab, că sunt falimentar și că fără el nu pot face nimic și că el este sfânt. Și asta a făcut Petru. Și asta este vital. În urma lui nu pot merge decât păcătoși și iertați. Și ca un păcătos să fie iertat, trebuie să fie momentul în care să spun, Doamne, eu sunt un păcătos, atâta de păcătos sunt, de nu merită să stai în prezența mea și eu să stau. Du-te de la mine! Te-am primit în barca mea, dar atât de mare este diferența între mine și tine, încât pur și simplu și spune, Petru s-a prăbușit, s-a închinat, l-a numit Domn, a recunoscut că este păcătos și a primit iertarea. Grupul Cristic va mai cânta, dar nu înainte. De-am permite să mă rog pentru toți cei care în inima dumneavoastră în această după-amiază, în timp ce așa de bine ilustra fratele Ciprian secvențe din viața noastră, sunt convins că câțiva dintre dumneavoastră v-ați regăsit în acele momente de faliment, de lipsă, de nevoie, de... Aș vrea să vă rog să închideți ochii și acolo în inima dumneavoastră, fiecare să vă gândiți, la cine este Dumnezeu? La cine sunteți voi, dumneavoastră sau tu dacă ești mai tânăr? Și al cui vrei să fii? Și o să mă rog în momentele care urmează, pentru ca Dumnezeu să ne dea puterea, să-ți dea puterea, oricine ești, să faci gestul acela pe care l-a făcut Petru. Dacă în seara asta ai acceptat cuvântul lui Dumnezeu în inimă și ai decis să asculți de El, înainte să umbli cu El pentru toată viața și până în eternitate, să fie momentul acesta în care să recunoști că ai nevoie de El ca Mântuitor. Doamne Tatăl nostru, Tu care locuiești în slavă și în glorie, și palatul acesta al culturii l-ai putut transforma în seara aceasta într-un templu, pentru că ai venit aici în cântecul de laudă, pentru că tu locuiești în mijlocul laudelor. Ai venit aici pentru că te-am chemat cu rugăciunea noastră în numele lui Iisus. Ai venit aici și ai umplut palatul ăsta de slava ta pentru că a fost proclamat cuvântul tău. Și acum, în timp ce stăm aici în prezența ta, ne recunoaștem că suntem slabi, că suntem neputincioși, că unii dintre noi ne luptăm încă cu păcate multe și unii dintre noi chiar nu dorim să scăpăm de ele. Și am înțeles în seara aceasta că vrei să rezolvi problemele noastre și că ai venit în lumea noastră cu atât de multă dragoste că în marea mulțime de oameni care te ignoră, ai vrut să te ocupi de unii și de alții, de anumite persoane în mod special. Te-ai oprit în prezența lor, ai bătut la inima lor, i-ai rugat să-ți permite să intre în viața lor. Doamne Iisuse, mă rog acum, dacă este cineva care recunoaște că este păcătos și vrea să-i speli păcatele, Doamne Iisuse, Tu care ai întins brațele Tale și în acea îmbrățișare pe cruce, ai vrut să primești întreaga lumea. Mă rog pentru toți cei care recunosc acum că sunt păcătoși, Doamne, să ierți, să-i curățești, să-i vindeci de bolile sufletești, să-i vindeci
de acele lucruri de care ei nu pot să fie vindecați. Să eliberezi de acele vicii de care nu pot să scape, Doamne. Iisuse, te rugăm o picătură din sângele Tău să spele păcatul, să spele cugetele, să ne noiască viața. Mă rog pentru toți cei care acum împreună cu mine se gândesc la această nevoie de mântuire, dăruiește-le mântuirea, Doamne. Primește-i pe ei lângă Tine, Doamne. Fă din păcătoși niște sfinți care apoi să meargă cu Tine, să umble cu Tine, să calce cu Tine. Mulțumim pentru seara aceasta de har. Mulțumim pentru timpul nostru de părtășie. Lăudăm numele Tău că ai venit, Doamne, să ne oferi din nou speranță, să ne dai din nou viață, să spui celor care au falimentat, celor care au greșit, că poate fi un nou început și seara aceasta să rămână una memorabilă pentru cei pe care îi mântuiești și îi salvezi. Acolo unde sunt oameni bolnavi și necăjiți și singuri, te rog să fii sprijinul lor și tăria lor. Mă rog pentru oameni în vârstă și slabi, pentru oameni care probabil n-au multe rudeni lângă ei. Doamne, umple-le inima și viața și ființa. Ne rugăm pentru cei care într-adevăr au probleme de sănătate, pentru că știm că Tu ai puterea să faci lucrul acesta. Doamne, ușurează-le bolile și acolo unde este voia Ta, vindecă-le acestea, Doamne. Ne rugăm pentru orașul Blaj, ne rugăm din toată inima, Doamne. Sunt convins că aici sunt mii de oameni care au nevoie de Tine, oriunde ar fi acum. Că sunt la muncă, sunt la serviciu sau sunt în parc sau sunt în altă parte, Doamne, ne rugăm să le îndrepți viața spre cer. Ne rugăm pentru cei care conduc orașul acesta, pentru cei care sunt profesori în orașul acesta și conduc destinele copiilor și a generațiilor următoare. Ne rugăm pentru cei care lucrează în spital, pentru cei care creează locuri de muncă în Blaj. Doamne, binecuvintează-i pentru toți cei care au o poziție de influență, de conducere în orașul acesta. Ne rugăm să le dai sănătate, să-i binecuvintezi pe ei și familiile lor, Doamne. Ne rugăm din toată inima pentru oamenii care sunt nemântuiți să Te primească și să Te accepte pe Tine ca mântuit. Și mulțumim încă o dată că ne vei binecuvânta și vei fi și vei rămâne cu noi. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Amin. O să vă rog să mai așteptați un picuț. Puteți să vă așezați, o să încheiem imediat. Grupul Cristic va mai cânta, dar dați-mi voi să spun câteva cuvinte de mulțumire. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu și sper că sunteți de acord să spunem din toată inima. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Pentru timpul acesta, pentru că, uitați, ne-am rugat și Dumnezeu ne-a ascultat și lucrurile au decurs așa de bine. Mulțumim din toată inima musafirilor noștri, misiunii Hristic, grupului Hristic. Sincer, m-ați emoționat, ați cântat foarte frumos. Oare cum o cheamă pe domnișoara asta tânără? N-am înțeles multe. Am înțeles că ai venit din Statele Unite doar ca să fii cu misiunea asta aici? Da. 16 ani? Da. Vedeți că viața poate fi și altfel, nu doar 16 ani și 2 ochi negri. La 16 ani să vină din Statele Unite, să bată drumurile României. Am venit de la Turda și, credeți-mă, am făcut 2 ore și 10 minute de la Turda și până la Blaj, cu autobandă cu tot. 2 ore și 10 minute. Am crezut că o să întârzi. Bine că am plecat la 4 și jumătate să fac 75 de kilometri, am făcut 2 ore și 10 minute. Pe drumurile astea au venit și călătoresc. Mulțumim Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă protejeze, să fie cu voi. Mulțumim frate Ciprian, mulțumim pentru slujirea ta, ne-ai bucurat inima și ne-ai făcut din nou să căpătăm speranță. Dumnezeu să binecuvinteze slujirea unde ești, biserica în care slujești de la Reșița și toate lucrările în care ești implicat. Mulțumim dumneavoastră celor care ați venit. Sperăm că v-ați simțit bine cu noi. Mulțumim încă o dată, doamnă profesor viceprimar Lidia Mureșan. Prin dumneavoastră transmitem celorlalți colegi ai dumneavoastră de la primărie și nu numai, tuturor celor care sunteți aici, am vrea să vă transmitem mulțumirile noastre. Vreau să mulțumim celor care s-au implicat în organizare. Au fost așa de multe lucruri, nu o să spun prea multe nume de colegi, dar sunt mulți de ai noștri care s-au implicat. Vă mulțumim mult de tot. Știu că pentru ei este și pregătită o masă undeva într-o sală specială și sunt aici multe femei care au muncit cu câteva minute înainte să vin aici, am trecut pe acolo și am văzut că într-adevăr munceau. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați făcut lucrul acesta și celor care s-au ocupat să aibă găzduire. Vă mulțumim din toată inima pentru că v-ați implicat. Așa cum spunea Doru, grupul acesta nu doar cântă, este și o misiune. Dacă vă uitați aici, este o misiune, misiunea Hristic și
Gândul lor, motoul lor este să meargă până la marginile pământului. Nu-mi place ce se întâmplă în Venezuela și sunt șocat când văd mulțimi de oameni care vor să treacă dintr-o parte în alta, să meargă în altă țară, pentru că pur și simplu nu mai supraviețuiesc. La ei salariul lor este de, după ce s-a mărit cu 300%, a ajuns să fie, nu știu, $10. Deci după ce s-a mărit cu 300%, a ajuns să fie $10. Și de salariul lor nu poți cumpăra numai câteva kilograme de carne, de un salar întreg, ca să vă imaginați ce înseamnă sărăcie, să vă mai imaginați ce înseamnă inflație. La ieșire, acolo în spate, nu vreau să zic să cumpărați, că nu știu cât e un CD, o să vă spună băieții acolo ceva, să auziți o muzică. Aș vrea să donați ceva, să donați cât vă dă inima pentru peste, evident, ce vă spun oamenii de acolo, pentru că oamenii care sunt în fața dumneavoastră vor ajunge undeva și cu ceea ce primesc din turneul acesta, cu curăție de inimă, vor ajuta oameni. Nu o să ajungeți în Venezuela, poate niciunul de aici, dar poate un leuț al dumneavoastră va ajunge acolo și un copil de la cu burta goală va zice o rugăciune către Dumnezeu, să binecuvinteze Dumnezeu pe cel care a dat leul acesta ca să mânc mai mult decât un gândac și mai mult decât niște insecte. Afară sunt materiale video, audio și alte materiale promoționale, vreau să facem lucrul acesta, să susținem lucrarea. Sunt bucuros că am fost la Palatul Culturii, sunt bucuros, rămâne o amintire frumoasă. Mai vreau să vin aici și sper că o să mai fim primiți aici. Sper să vreți și dumneavoastră să mai fim împreună. Mulțumim grupul Cristic. Dacă v-ați simțit bine cu noi, arătați-ne cum o să cântați următorul cântec. Și haideți acum, a fost o tentativă. Cred că merită să-i aplaudăm în seara asta. Puteți să faceți acum? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. După ce grupul Cristic va cânta și următorul cântec, o să fim liberi ușor să stăm de vorbă unii cu alții, să ne binecuvântăm și apoi să ne retragem și nu uităm la ieșire să facem ceva susținând lucrarea. Există după moarte o veșnicie, există după moarte un nesfârșit, un nesfârșit de chin sau bucurie, depinde cum aici tu ai trăit. Să nu te înșeli crezând că-și după moarte se va sfârși cu tine și atât. Vei da în curând o mare socoteală de tot ce ai făcut pe acest pământ. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Tu n-ai primit pe Iisus Salvatorul, slujeai în lume amăgit de pofte, erai nefericit pe acest pământ. Mai stai odată azi și te gândește ce vrei să faci și cui să te predai. Există viață chiar și după moarte, tu în veșnicii vei fi în iad sau rai. Viața ta e bună sau rea, rai sau ia, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau ia, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Un chin cu foc ce nu se va găta, acolo vor ajunge toți aceia ce n-au crezut nici când în Mesia. Ei n-au primit în inimă pe Iisus, n-au vrut să fie El al lor păstor. Ei au iubit ce e mai mult în lume, s-au încrezut în omul muritor.
lacrimi nici când n-or mai fi. Acolo suferința și durerea s-or transforma numai în bucurii. Acolo se va servi o masă sfântă, la care chiar Iisus ne va servi. Pe toți acei ce am ascultat chemarea, te cheamă și pe tine ca să vii. Viața ta e bună sau rea, în rai sau ea, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau ea, vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Ne dorim cu toți cei care suntem în prezența ei și nu numai, și cu cei dragi ai noștri, împărăția cerurilor să o moștenim, pe care Domnul ne-a pregătit-o. Fiți binecuvântați de Domnul. Dacă v-a plăcut aceste cântări și multe altele care n-am avut timp să le cântăm în locul acesta, la ieșire pe CD-uri le veți avea, și zic că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă mângâie și să vă dea tot ce vă doriți. Amin. Muzică creștină, precum Miriam Popescu, Dani Câmpean și Andreea Cruceanu. Mesajele pentru suflet vor fi transmise prin Luigi Mițoi, Nelu Filip, Ghiță Mocan, Nelu Filip din Arizona, Emanuel Iordache din Spania, Nelu Mureșan, Vlad Preanu și Liviu Absinta.